Secretarul de stat în Ministerul Justiției, romașcanul Alin Antochi, crede că în ciuda avizului negativ pe care proiectul de lege l-a primit în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, va trebui să intre în dezbatere pentru că este un act normativ care se impune a fi adoptat din cauza condamnărilor suferite de România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, soldate cu plata către petiționari a milioane de euro din bugetul României. Cazul Marianei Rarinca, femeia din Galați, a stat în arest preventiv 6 luni după care a fost achitată de o instanță, este un exemplu școală despre posibilitatea apariției erorilor judiciare. Da, e cel mai recent și cel mai vizibil, deși au mai apărut și alte cazuri. Ăsta este poate cel mai vizibil pentru că implică într-un fel sau altul numele tocmai a doamnei Stanciu pe care ați pomenit-o. Însă, ceea ce vreau să vă spun este că există opinii cu siguranță pro și contra legate de acest subiect. Și după părerea mea, cred că în acest moment subiectul e într-adevăr unul foarte sensibil, pentru că întreaga lume juridică și ceea ce se întâmplă în justiție e mai sub lupa publicului și a presei ca niciodată. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în plen. Sigur că un aviz negativ este, dacă vreți, începutul spre respingerea unei inițiative, un aviz negativ din partea Comisiei Juridice, dar în același timp nu e finalul unei... Bun, nu e finalul, dar uitați-vă ce... Vor fi parlamentari care vor dori în continuare să insiste cu... Legea răspunderii magistraților va trebui rezolvată din perspectiva necesității de a se recupera banii plătiți din bugetul României pentru greșelile judiciare, din păcate, din ce în ce mai dese. Nu vreau să sugerez, Doamne ferește, că oamenii nu acționează cu toată diligența și cu profesionalismul de rigoare. Însă, fără îndoială, ca în orice profesie, există și oameni care au o performanță mai ridicată, alții o performanță poate mai scăzută, unii se pricep mai mult, sunt mai dedicați profesie, alții mai puțin și apar și acest gen de erori care nu țin întotdeauna poate doar de persoana magistratului, poate și de modul cum au fost prezentate probele din dosar și sunt mulți factori care pot conduce la o asemenea eroare. Eu m-aș îngrijora foarte mult cu ceea ce privește un eventual abuz, pentru că mi se pare mult mai grav. De greșit, știți cum e vorba, numai cine nu muncește, nu greșește. Ministrul secretar de stat este de părere că erorile judiciare sunt determinate de mai mulți factori, unii obiectivi, alții subiectivi. Conform unei statistici realizate de Lumea Justiției, România a plătit din bugetul național în perioada 2004-2014 despăgubiri în valoare de 46 de milioane de euro. Printre persoanele despăgubite de CEDO în perioada pionoratului în domeniu s-a numărat și jurnalistul romașcan Ionel Dalban, patron al săptămânalului Cronica Romașcană, săptămânal care apărea la Roman în anii 1990. În urma unor anchete jurnalistice, ziaristul a legat numele fostului director al SRI, Alexandru Radu Timofte, și el decedat, de pagubele înregistrate de fosta întreprindere de stat Fast Rom. Demnitarul romașcan, senator la acea vreme, era membru în Consiliul de Administrație al Fast Rom și folosea o mașină pusă la dispoziție de unitatea de stat. Dată înștecată pentru calomnie, Ionel Dalban a fost condamnat de justiția română la plata a 300.000 de lei. Adresându-se CEDO, jurnalistul romașcan a primit o despăgubire de 20.000 de franci francezi în 1998, bani care au ajuns la familia jurnalistului între timp decedat.